Doamnele Senator, Doamnelor și Domnilor, TTIP, Parteneriatus Schimburi Comerciale și Investiții între Uniunea Europeană și SUA, este foarte discutat peste tot în Europa și aici în România. De exemplu, am participat în octombrie aici în București la conferință intitulată TTIP Voce României, organizată de europarlamentarul român Sorin Moisa, și a fost un exercițiu interesant de consultare națională a mediului de afaceri românesc asupra TTIP. Cred că sunt argumentele și economic și strategic și legat de reforma UE în ceea ce privește TTIP. Argumentul economic este desigur în prim plan și Marea Britanie consideră că implementarea cu succes a TTIP a generat o creștere a economiei sale anuale de până la 10 miliarde de lire sterline. Economia Uniunii Europene a înregistrat, de asemenea, o creștere anuală de până la 100 de miliarde de lire, o oportunitate deosebită de a crea noi locuri de muncă și creștere economică. Un studiu publicat de Lucian Cernat, care este cu noi astăzi, economist chef DG Trade, Comisia Europeană, împreună cu Xila Lakatos, estimează că acordul TTIP ar reduce o creștere de 0,25% a produsul intern brut al României. O asemenea creștere economică ar fi binevenită, chiar dacă Statele Unite nu reprezintă în prezent principalul partener comercial al României, iar conform unor studii, România nu s-ar număra printre cei mai importanți beneficiari europeni ai TTIP. O parte din beneficiile la care mă refer aici vor rezulta pe fondul scăderii tarifelor. Deși ele sunt deja relativ mici în majoritatea sectoarelor de activitate, continuă să fie o provocare pentru exportatori. Sunt oportunități importante pentru exportatorii români care activează, de exemplu, în sectoarele de ceramică și încălțăminte. Cu toate acestea, studiul Cernat și Lakatos estimează că 93% din câștigul economic al României va rezulta nu atât din scaderea tarifelor, cât urmare a dezvințării barierelor netarifare. Reducerea reglementarilor excesive, simplificarea procedurilor vamale și accesul la piețele de achiziții publice din SUA vor ajuta companiile mic și mari din UE. Dar în a doilea rând este și un argument strategic în favoarea TTIP. Odată adoptat, aceasta ar putea revitaliza relația deja apropiată dintre UE și SUA. Guvernul României a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite în contextul negocierilor TTIP. Și în al treilea rând este un argument legat de reforma Uniunii Europene. TTIP poate fi o dovadă a modului în care UE oferă beneficii reale cetățenilor săi, fiind o Uniune competitivă, dinamică și orientată spre exterior. Când discutăm argumentele pro și contra privind TTIP, cred că o voce foarte importantă este vocea companiilor mari și mici. La conferința TTIP Vocea României din octombrie anului trecut au participat companii românești deja implicate în afaceri cu SUA sau
care pur și simplu contemplau asemenea oportunități. Acești firme au semnalat potențialul TTIP pentru creșterea exporturilor transatlantice. Printre acestea se numără Antibiotice, o companie farmaceutică din Iași, Senator Wine, exportator de vinuri tradițional de producție românească, și Romina Furniture, exportator în SUA de articole de mobilier de lux pentru copii. Dincolo de beneficiile pentru aceste companii, acordul de liber schimb poate aduce creșterea economică, locuri noi de muncă și prosperitate. Înainte de a da cuvântul lui Cristi, moderatorul discuției de astăzi, aș vrea să mulțumesc în special prietenilor noștri din Guvernul României, domnul Dinuța, și din administrația americană, domnul Hammondtree, și a Comisiei Europene, domnul Cernat. Fiecare și-a pus la bataille pentru dezbatere de astăzi experți din linia întâi a negocierilor pe TTIP. Este o plăcere deosebită pentru mine că avem și cu noi astăzi doamnelor senatoare Boagiu și Crețu pentru participare și că avem ocazia să auzim perspectiva Parlamentului asupra tratatului. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc lui David Henning, ca și a făcut timp să vină în București să ne împărtă din expertiza lui pe TTIP. Speram că invitații noștri din societatea civilă, academică și mediul de business aici prezenți vor găsi discuția folositoare. Urez tuturor un eveniment plăcut și trebuie acum schimb loc cu domnul Cristi, care o să fie gaz pentru acest eveniment. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc domnului ambasador pentru cuvântul introductiv și pentru găzduirea acestui eveniment la Ambasada Marii Britanii. Le mulțumesc invitațiilor mei, un scurt cuvânt introductiv. TTIP este una dintre temele care, din păcate, este în acest moment undeva pe un loc destul de jos în agenda publică, deși în agenda publică românească, deși impactul pe care acest acord aflat în plină negociere îl va avea asupra României, îl poate avea asupra României, dar și asupra Uniunii Europene în întregul ei, este unul deloc de neglijat. Noi la Hot News am făcut din discuțiile despre TTIP în ultimii 2 ani o tradiție, practic. Am încercat să ținem cât de sus s-a putut pe agenda acest subiect și mă bucur că avem ocazia și astăzi să avem atâția participanți pe această temă extrem de importantă, repet, pentru România. Dați-mi voie să încep discuțiile prezentându-i scurt pe participanții la masa rotundă, nu înainte de a spune că le mulțumesc în mod deosebit celor doi invitați de peste hotare care au venit să discută, să dezbată despre acest lucru. La fel de mult le mulțumesc reprezentanților societății civile, cei care și în România, la fel ca și în Europa, fac de multe ori posibilă dezbaterea reală și ridică subiecte interesante pe agendă și în acest caz e valabil. La fel, reprezentanților autorităților române, că e vorba de Senat, le mulțumesc celor două doamne senatori că au venit aici, sau reprezentantului guvernului. Așadar, pe scurt, invitații de astăzi sunt domnul Dumitru Costin, președinte Blocul Național Sindical, vă mulțumesc, doamna Lavinia Andrei, președinte Fundația Terra Mileniul 3, un ONG foarte, foarte viu în această dezbatere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră. Doamna Gabriela Crețu, raportor pe TTIP, pentru TTIP pentru Senatul Român. Domnul David Hennig, bună ziua, director în Departamentul pentru Business Innovation și Skills din Marea Britanie. Domnul Jason Hammondry, Acting Chief Negotiator for TTIP US Mission to the EU. Thank you for being here. Doamna Anca Boagiu, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României. Mulțumesc. Domnul Lucian Cernat, economist șef DigiTrade Comisiei Europeană. Mulțumesc. Domnul Dan Dinuță, director în Ministerul Economiei, reprezentantul Guvernului la această dezbatere. Vă mulțumesc și dumneavoastră și sper ca acest guvern să fie mai proactiv în ceea ce privește subiectul TTIP decât ce am văzut până acum. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Domnul Ciprian Ciucu, director CRPE, iar societatea civilă implicată în aceste dezbateri. Vă mulțumesc. Doamna Antonia Colibășanu, cercetător, analist geopolitic la Agenția Stratfor. Vă mulțumesc. Și ni s-a alăturat discuției și doamna Anca Harasim, director executiv MCM. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Aș începe, scuze, un detaliu tehnic. Așa se predă ștafeta. Aș începe această discuție prin a le da cuvântul celor doi reprezentanți ai Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii, veniți aici special pentru această dezbatere. Domnul David Hennig, în primul rând, dacă ne puteți spune pe scurt la ce ne putem aștepta de la runda a 12-a de negocieri între Comisia Europeană și Statele Unite și de ce durează atât de mult închiderea acestui acord. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Sunt încântat să mă aflu aici cu atâtea persoane prezente, atât de persoane importante. Aș vrea mai degrabă să-l rog pe Jason să vorbească despre asta, însă o să-i spun lui Jason și lui Lucian care este răspunsul nostru la această întrebare. The head of US trade, Mr. Mike Froman. Domnul Mike Froman, șeful comerțului exterior britanic, a fost de curând în Marea Britanie și a reiterat dorința Statelor Unite de a se ajunge la un acord privind TTIP până la sfârșitul președinției Obama. Asta înseamnă exact un an de acum înainte. Așa că dacă vrem să semnăm acest acord într-un an, următoarea rundă trebuie să facă progrese semnificative într-o serie de domenii. Unele din ele au fost menționate. Bariere netarifare, achiziții publice, probleme vamale. Am făcut deja progrese în ceea ce privește reducerea tarifelor vamale. Deci putem să ajungem în acord din punctul ăsta de vedere. Am vrea ca Marea Britanie să ne dea sentimentul că mergem către un acord, că într-adevăr putem să comunicăm ce așteptăm de la acest acord și, cel mai important, să îndepărteze temerile în legătură cu lucrurile care nu vor fi în acest acord. Au existat deja comunicări între negociatori în ceea ce privește, de pildă, serviciile publice care nu vor fi incluse în acest acord. Deci s-au făcut progrese mari în negociere, iar cele două părți trebuie să comunice clar ce se va include și ce nu se va include în acest acord. În momentul de față, cred că putem să ne ocupăm de aceste chestiuni mai în detaliu, dar întâi aș vrea să-i dau cuvântul lui Jason să vedem dacă e de acord cu mine. Vă mulțumesc foarte mult. Jason Hammond, considerați pe partea cealaltă a Atlanticului că Uniunea Europeană chiar vrea să încheie aceste negocieri înainte ca președintele Obama să părăsească Casa Albă?
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc Marii Britanii și Ambasadei Marii Britanii pentru că m-a invitat să particip la această discuție. Îmi face plăcere să mă aflu aici și să discutăm despre TTIP. Eu lucrez la misiunea noastră la Comunitatea Europeană, nu sunt însă negociatorul șef, sunt doar unul din negociatori. David are dreptate. Din partea Statelor Unite, credem că s-au făcut progrese bune până acum, în 2 ani și jumătate. Poate nu atât de bune cum se aștepta lumea, dar facem progrese și cred că există un angajament și sentimentul că vom accelera activitatea. Și asta pentru a finaliza acordul în 2016, cum spunea David. Mai sunt încă multe lucruri de făcut, e nevoie de timp să rezolvăm aceste lucruri, dar ăsta este obiectivul și, cum spuneam, am văzut deja că a crescut numărul de întâlniri între negociatori de ambele părți. Dar negocierile nu se petrec doar în timpul rundelor de negociere, există și întâlniri separate între echipele de negociatori, conferințe în care se desfășoară activitatea cea mai dificilă pentru a împinge înainte acest acord. Este clar din declarațiile politice ale Comisiei Europene, ale șefilor statelor membre și din partea guvernului american că ambele părți sunt hotărâte să facă asta în 2016. Deci cred că există voința să facem așa ceva. Vă mulțumesc. Doamna senatoră Ancabuagiu, conduceți una dintre comisiile importante ale Senatului României. Acest acord, odată ce negocierea lui se va fi terminat, dacă se va termina, va trece la vot în parlamentele europene. Are Senatul României în acest moment un raport, lucrează la anumite concluzii legate de impactul pe care acest acord negociat în termenii pe care îi știm acum îl va avea asupra României? În primul rând, mulțumesc Ambasadei UK pentru această invitație și vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Nu sunt o persoană care se ascunde adevărurile, așa că am să vă răspund franc, nu există deocamdată un astfel de raport. Și tocmai de aceea sunt foarte bucuroasă că ne-ați invitat la această, am fost invitați ca instituție la această dezbatere împreună cu raportorul din cadrul Comisiei noastre pentru afaceri europene, doamna Crețu, care a participat până în prezent la puținele, aș spune, reuniuni care au fost organizate pe această temă. Și cred că anul 2016 trebuie să fie anul marilor dezbateri, astfel încât întreaga societate românească să fie informată asupra, în primul rând, beneficiilor, pentru că am auzit foarte multe critici, dar nimeni nu vorbește public despre beneficiile pe care le avem de pe urma unui încheierea acestui tratat și, evident, discutând și pe marginea criticilor care apar, așa cum este firesc până la urmă când avem în negociere un acord economic de o astfel de importanță. Aș spune că pentru noi ca români și ca Senat al României trebuie foarte clar accentuată și componența, sau în egală măsură, nu numai componenta economică a acestui tratat, cât și componenta strategică a tratatului, extrem de importantă, dată fiind poziționarea României ca graniță externă a Uniunii Europene, dată fiind implicarea majoră pe care noi am avut-o în ceea ce privește protejarea celei de-a doua granițe externe ca lungime a Uniunii Europene. Și cred că dezbaterile din ce în ce mai intense în perioada următoare vor aduce până la urmă o clarificare și o bună înțelegere și sper echidistantă și cât se poate de naționalistă în cele din urmă asupra acestui tratat. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Gabriela Crețu, sunteți raportorul pe TTIP pentru Senatul României, ceea ce înseamnă că trebuie să strângeți cât mai multe informații și să o prezentați, să o dați mai departe. Cum ați caracteriza colaborarea
pe care o aveți, pe care Senatul României, dumneavoastră ca raportor, o aveți, atât cu Guvernul României, cât și cu Comisia Europeană, pentru a strânge aceste informații, pentru a avea acces la ce se întâmplă în negocieri. Mulțumesc! Numai o secundă, salut prezența la această masă și a domnului Mircea Toma, Active Watch, vă mulțumesc pentru că ați ajuns. Criticile de la dumneavoastră către noi. Mulțumesc și eu pentru inițiativă și pentru faptul de a fi aici astăzi. Așa cum ați aflat deja, sunt un raportor fără raport încă și, într-un fel, un rebel cu cauză. Pentru că eu cred în calitatea mea de parlamentar care nu negociază, trebuie să înțeleg, să decid în cunoștință de cauză și, dacă pot, bineînțeles, prin instituția pe care o reprezint, să influențăm această decizie. Or, inițial s-a plecat de la ipoteza că diavolul stă în detalii. Cei mai mulți așa au plecat, s-au găsit, bineînțeles, suficiente detalii care să fie argumente pentru a critica acest tratat și s-au creat tabere. Or, a plecat de la această ipoteză, care poate să fie adevărată, reprezintă un risc. Analizăm copacii și nu vedem pădurea. Or, ca raportor, am încercat să fac acest lucru, să vedem cui servește întâi, care sunt principiile generale pe care stă acest tratat, fiind membra a Comisiei de Afaceri Europene pentru două părți, pentru Uniunea Europeană și pentru România. Și, bineînțeles, am început să caut informații. Or, tratatul a fost, hai să spunem, promovat din start cu următoarele argumente. Că e un tratat între părți egale, care va fi un succes pentru că va duce la o creștere a produsului intern brut. Cam asta a fost simplu, argumentul general la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, ni s-a spus că nu este un tratat comercial, doar un tratat comercial, ci că își propune, e mai ambițios, își propune să fie baza pieței unice transatlantice viitoare. Or, aici, ca raportor, am început să iau în considerare aceste argumente și să caut alte argumente. La Guvernul României n-am găsit. Am găsit interlocutor, n-am găsit informații, să ne înțelegem. Am participat la toate conferințele europene organizate din inițiativa Parlamentului European, Comisiei, COSAC, sau din inițiativa unui grup de state. Am fost inclusiv la conferința de la Paris pe care a inițiat-o Parlamentul francez. Din toate mi s-a confirmat suspiciunea inițială. Eu nu sunt nici pro, nici contra că este această bătălie. Eu sunt un sceptic rațional și încerc să văd cum trebuie să decidem. 1. Modelele sociale sunt diferite, nu sunt la fel. 2. Piața europeană este mai largă și mult mai egalitară. 500 și milioane locuitori la 350, mai egalitar înseamnă că avem o distribuție a veniturilor mai bună, care ne permite să ne imaginăm consumatori potențiali mai mulți. Cea mai gravă problemă la nivelul Uniunii Europene ni se pare alta, moneda. Partenerul de peste ocean are monedă unică, se numește dolar, are Fed-ul capabil să regleze și să folosească pârghiile monetare în utilizarea monedei respective în economie. Uniunea Europeană are 8 monede diferite, are euro ca monedă comună, nu unică, care are probleme încă nerezolvate, în curs de rezolvare, presupunem, dar nerezolvate. Și mai este o ultimă problemă care a apărut de când cu încercarea de soluționare a acelei mari, mari probleme a arbitrajului cu baza legală a viitoarelor tribunale care funcționează și care este dreptul internațional public. Adică luăm agenții economici drept organizații internaționale. Or, la agenții economici problema este
taxarea, înregistrarea, unde sunt, unde se duc și nu ceea ce poate să fie o problemă la o organizație internațională. Nu e același lucru dacă intră într-un conflict, eu știu, Uniunea Europeană cu ONU sau cu o corporație oarecare. Iar pentru România, cum a spus și colega mea, baza celor care susțin tratatul e geostrategică, nu economică. Pentru zona economică nu avem deocamdată niciun studiu care să pune balanță, în balanță, avantajele și dezavantajele. Pentru că există avantaje, nu mă îndoiesc. Problema este care e raportul dintre avantajele la care ne așteptăm și dezavantajele care sunt asociate cu aceste avantaje. Și eu mă gândesc în primul rând economic la pierderea piețelor europene, de care o mare parte a întreprinderilor, mai ales mici și mijlocii românești, depind, pentru că sunt exportatoare pe piața europeană. Pentru asta au făcut eforturi deosebite, inclusiv financiare, și e posibil un asemenea lucru, nu-l putem măsura. Și mai am o întrebare pentru România. A renunța la barierele netarifare înseamnă a renunța la singurele mijloace de protecție pe care un stat le mai are la dispoziție în condițiile în care este partea unei piețe unice deja, piața unică europeană. Pentru o economie ca a României este util să facem acest lucru. Cât despre argumentul geostrategic, care e important și e principala rațiune, eu am și acum încă o întrebare la care n-am răspuns și de asta n-am scris raportul. Ce anume împiedică România să dezvolte relații economice mai bune cu principalul ei partener, care este Statele Unite ale Americii? Ce aspecte legate de sistemele de taxare, de barierele netarifare și așa mai departe, fac ca noi, în contextul în care recunoaștem Statele Unite ca fiind principalul partener, să nu putem dezvolta fără aportul pe care l-ar avea Titi. Doamna Crețu, vă mulțumesc. Aș vrea să trecem la doamna Lavinia Andrei. Încă o dată mulțumesc pentru participarea nu doar la această dezbatere, ci la discuțiile în general pe acest subiect. Am fost împreună la o dezbatere anul trecut organizată de Comisia Europeană, în urmă cu un an și jumătate la o dezbatere organizată chiar de Hot News. Doamna Andrei, de atunci și până acum, cu informațiile noi apărute în spațiul public, temerile sau semnele de întrebare mari, majore, pe care dumneavoastră și organizația dumneavoastră le-au ridicat în legătură cu negocierile, s-au atenuat sau, dimpotrivă, s-au înmulțit? Mulțumesc frumos și mulțumesc de asemenea ambasadei pentru invitație. Să știți că nu mi-am schimbat opțiunea, deci rămân în continuare un combatant și îmi păstrez părerea cu privire la TTIP, că nu aduce mari beneficii, în special pentru România. Ceea ce s-a mai schimbat între timp, s-a mai schimbat câte puțin pe partea de transparență și mă bucur că societatea civilă a avut forța să împingă Comisia, în special pentru că presiunile au fost din partea noastră la nivel de Comisie Europeană, să facă ceva pași în vederea transparenței, pentru că la momentul când noi am început campania era o lipsă totală de informații și pentru asta nici nu mă mir că la această dată, când mai avem puțin până când se vor închide negocierile între UE și SUA pe acest tratat, România încă nu are un studiu de impact. Păi nu ai cum să ai un studiu de impact atâta timp cât tu nu ai acces la datele de negociere. De altfel, negociatorul șef al UE a declarat undeva în 2013 că documentele cu referire la negocierile pe TTIP vor fi disponibile abia peste 30 de ani. Nu știu dacă o să mai am o viață atât de lungă să mai apuc să văd care au fost negocierile, deși aș fi curioasă. Deci asta este un aspect.
Un al doilea aspect este cel legat de partea aceasta de ASDS, de partea de soluționarea conflictelor, unde am văzut de asemenea unele progrese făcute de comisie, adică s-au preluat îngrijorările pe care societatea civilă le-a expus și cumva a apărut un nou ASDS sau o nouă propunere de ASDS care n-aș putea să spun că este mai bună, pentru că cumva vrea să împace toate taberele. În schimb, sentimentul meu este că această nouă propunere este mai mult pentru a stupa gura publicului, având în vedere că s-au strâns peste 3 milioane de semnături la nivel european împotriva TTIP-ului, și atunci s-a găsit o formulă cum să închidem gura publicului, găsim ceva care să fie mai comestibil, astfel încât, având în vedere conjunctura actuală și vis-a-vis de tratatul cu Canada, care deja se va trebui semnat cât de curând, să se spună în final, știți, nu s-a putut negocia, e nenegociabil acest instrument. Acesta e sentimentul meu și dacă ceilalți vorbitori au alte argumente, chiar sunt curioasă să aflu care este. Vă mulțumesc și vom deschide discuția mai în a doua parte pentru discuții între participanți. Acum aș vrea să-l întreb pe domnul Lucian Cernat, care are și un studiu legat de impactul TTIP, dar pe care cu acordul domniei sale aș vrea să-l prezentăm în următoarea parte a mesei rotunde. Aș vrea să-l întreb ca reprezentant al Comisiei Europene la această masă rotundă, care este perspectiva pe care o aveți asupra negocierilor? Mulțumesc mult pentru organizarea acestui eveniment, ambasadei și tuturor celor care sunt prezenți astăzi cu noi aici sau live, cei care ne urmăresc. În primul rând, observ cu satisfacție o creștere a interesului în societatea civilă în România pentru un tratat comercial care este mai mult decât un tratat comercial. Evident, este probabil cel mai important tratat comercial pe care Uniunea Europeană îl va negocia vreodată și este normal ca și în România să avem o înțelegere cât mai completă a lucrurilor pe care vom încerca să le obținem în acest tratat. În primul rând, observ de asemenea o schimbare de la prima întrevedere cu societatea civilă în România pe care am avut-o acum un an și ceva, când am prezentat primul studiu de impact, cred eu, asupra României în eventualitatea unui acord TTIP, studiu pe care colegii de la CRPE au avut amabilitatea să-l publice și pe care l-am lăsat împreună cu colegii noștri de la reprezentanța Comisiei aici la București. O mare parte din cei prezenți astăzi au fost și atunci prezenți, deci nu voi repeta principalele concluzii ale acelui studiu, însă, concret vorbind, astăzi ne pregătim pentru o nouă rundă de negocieri spre finalul lunii februarie, o rundă esențială, cred eu, pentru că este, după cum bine am aflat, un proiect cu un termen extrem de scurt. Dacă vrem să închidem negocierile înainte de finalul termenului administrației americane actuale, va trebui categoric să accelerăm ritmul de negocieri. Doar să vă dau o cifră, cred că actualmente avem în jur de 50% din textele necesare pentru negocieri, dar sunt pline de goluri, de paranteze, de lucruri unde suntem foarte în urmă, mai ales pe elemente importante pentru Uniunea Europeană, dar și pentru SUA. La un moment dat SUA își va da seama că achizițiile publice este un capitol extrem de important pentru ambele părți. Deci atâta timp cât vom păstra ritmul actual, va fi, cred eu, destul de dificil de a termina acordul și negocierile la nivelul de ambiții pe care noi ni le dorim, în termenul pe care ni l-am dat sau pe care decidenții politici l-au dat până la sfârșitul administrației Obama. Deci dacă vrem să terminăm negocierile TTIP cu nivelul de ambiție pe care noi, Uniunea Europeană, și-l dorește în termenul acesta, va trebui să accelerăm negocierile. Asta este clar, indubitabil, și cred că
Nu contrazic cu nimic opinia nici a negociatorilor europeni, nici a celor americani în a spune acest lucru. Cum accelerăm negocierile? În primul rând, dacă suntem credibili pe această, pe acest termen limită, politic vorbind, de a termina negocierile cât mai repede, vom avea șansa să facem progrese mult mai rapide. Pentru că nu este, dacă ne gândim la TTIP ca un pod economic transatlantic, ei bine, nu avem aceleași constrângeri ca cele pe care le au constructorii de autostrăzi în România. Nu trebuie să dărâmăm munți, nu trebuie să facem o serie întreagă de exproprieri înainte de a trasa traseul autostrăzii. Este pur și simplu o chestiune de voință politică. Lucrurile care sunt deja în texte pe care la momentul potrivit și nu peste 30 de ani, ci odată ce sunt gata de a fi partajate și a fi puse pe masa negociatorilor, vor fi în asemenea în spațiu public. Aceste lucruri sunt extrem de ușor de conceput. Nu este prima dată când Uniunea Europeană și SUA negociază un acord. Uniunea Europeană a negociat o serie întreagă de acorduri extrem de avansate, cum este CETA. SUA, tocmai ce au terminat un acord foarte avansat, cum este TPP. Deci tehnologia de negociere există. Important este ca cei care trebuie să găsească compromisul în negocieri să-și dea seama că timpul pentru a face acest lucru se scurge foarte repede. Vă mulțumesc. Apropo de această scurgere rapidă a timpului, domnul Dumitru Costin, anul trecut discutam într-o formulă similară despre îngrijorările pe care le aveați la acel moment în ce privește legislația muncii. E una din temele recurente și în articole de pe Hot News, recurente în ceea ce privește feedback-ul de la cititori. S-a schimbat ceva în această privință de anul trecut? Eu aș dori să ies din zona legislației muncii în care încercați să mă trimiteți, pentru că din 16 octombrie, la reuniunea la care faceți referire și până în prezent, din to-do list-ul ăla pe care îl lansați în spațiul public pentru Guvernul României, indiferent cum se numește el, nu s-a întâmplat nimic pe marginea acestui subiect. S-a schimbat guvernul. Pata tot, însă Guvernul României n-a făcut nimic pe acest subiect. Eu, la vremea respectivă, lansam, așa cum am spus, două liste, una care ținea de relaționarea cu Uniunea Europeană și în care ceream la vremea respectivă o evaluare în regim de urgență într-o relație bilaterală România-Germania, România-Franța, România-Italia, a unor analize de impact, a consecințelor negocierii TTIP-ului, pentru că astăzi economia României este dependentă, exporturile preponderent se duc către aceste trei țări și a trebuit făcută o evaluare comună cu partenerii noștri de business, n-am făcut nimic. În al doilea rând, ceream la vremea respectivă o analiză de impact care a trebuit făcută la nivel național pentru a vedea în ce măsură anumite sectoare industriale din România ar putea să-și consolideze relațiile comerciale cu cele trei țări europene pe care le-am menționat, în ceea ce privește structura exporturilor acestora pe piața americană, vedem dacă nu putem să ne consolidăm prin intermediul lor pe anumite zone. O a treia zonă de evaluare pe care o ceream era cea legată de agricultură, în ansamblu ei, pentru că știți că asta e o zonă extrem de sensibilă. Nici aici n-am făcut nimic. A patra temă pe care o lansam era cea legată de ISDS. Da? A cincea era cea legată de o analiză absolut necesară a piețelor de capital și a serviciilor financiare, iar a șasea era legată de proprietatea intelectuală. Pentru că aici avem o problemă majoră. România astăzi are un potențial uriaș, insuficient exploatat. Știu ce au pățit nemții cu o lipsă de reglementare adecvată. Știu ce au făcut hedging fundurile americane cu piața germană și am cerut o analiză și o pregătire de legislație adecvată, astfel încât zona de proprietate intelectuală din România, insuficient utilizată, să devină un atu al României în acest context. Și de asemenea dădeam un to-do list Guvernului României pe relația cu Statele Unite, unde, iarăși, poate o să fiu brutal cinic în ceea ce spun acum, noi ne închipuim că dacă avem un acord politic și stăm bine teoretic și practic și pe relația militară, nu cu scut, cu bază, cu baze militare, toate sunt frumoase și liniștite.
Vă spun cu cinism că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, cred că oamenii ăștia în 48 de ore cel mult au dispărut de pe teritoriul României. Pentru că n-au niciun business serios pe care să-l apere aici. Și nu cred că își vor sacrifica cetățenii și banii publici americani pentru a proteja ce? Care sunt investițiile americane în România? Acum când vă vorbesc, de 10 zile, pe masa Ministrului Transporturilor, se află un proiect investițional de $1 miliard în probabil cel mai tare proiect de investiții pentru securitatea energetică a României. Grosul banilor sunt bani americani. Aștept o reacție publică vis-a-vis de acest proiect. Pentru că o astfel de decizie poate să ducă la scăderea dependenței economiei României, cel puțin pe zona resurselor energetice, de relația cu Rusia. Uitați-vă la încălzirea, overheating-ul relației dintre Rusia și Turcia, uitați-vă la explorările din bazinul Mării Negre, gândiți-vă unde se depozitează, se stochează, se vor prelucra cantități uriașe de resurse energetice ce vor fi extrase din bazinul Mării Negre. Și ca să finalizez intervenția, pe relația cu SUA ceruse următoarele lucruri. O analiză bilaterală privitoare la protejarea investițiilor americane pe teritoriul României și vice versa, da? Un al doilea subiect era o mai bună înțelegere a standardelor pieței americane pentru mediul de afaceri românesc și, în ultimă, un alt subiect legat de ăsta este legat de standarde de muncă obligatorii și standarde de pregătire a lucrătorilor români. Sunt anumite sectoare industriale și de servicii care necesită o pregătire adecvată. Sunt cerințe ale pieței americane. Să vedem cum putem să optimizăm, să îmbunătățim calitatea resurselor umane din România, astfel încât să producem la standardele cerute, să avem un acces mai mare pe piața americană. Ceream de asemenea stabilirea și clarificarea unei relații ferme pentru prezența OPIC-ului în piața României, Overseas Private Investment Corporation. Domnule, hai să punem la punct subiectul ăsta și, în ultimul rând, să clarificăm libera circulație a persoanelor în România, SUA, care iarăși un subiect sensibil. Cel puțin eu, până la ora asta, din 16 octombrie, până azi, n-am auzit să se fi întâmplat nimic. Nu vreau să-i pun în spate domnului Dinuță vreunul dintre subiectele astea. Sunt ample, sunt serioase. Domnia sa și probabil încă 2-3 funcționari pe care mai avem pe acolo prin direcția politici comerciale, cu siguranță că nu pot face singuri ceea ce am spus eu. E nevoie de un demers serios pe marginea acestui subiect. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru multitudinea de subiecte, de teme aruncate în dezbatere. Provocarea merge către domnul Dinuță, în mod evident. Nu trebuie să uităm însă că avem aici reprezentanții Senatului României, două reprezentante, care instituție de la care așteptăm eventual colaborare cu Guvernul României pentru a afla răspunsuri la aceste teme. Domnule Dinuță, domnul Costin a lansat o serie de provocări. Am auzit mai devreme și de la doamna Lavinia Andrei îngrijorări ale societății civile. Ce face Ministerul Economiei pentru a răspunde acestor teme de dezbatere? În primul rând, aș vrea să mulțumesc tare mult această posibilitate de a discuta despre TTIP, apoi dumneavoastră. Este pentru prima oară când, cel puțin de când știu eu și de când sunt director al acestei direcții de politici comerciale, că ne-ați invitat. Ați zis că sunt să fim un pic mai proactivi sau activi. În opinia mea, discuțiile și subiectul TTIP este unul care necesită discuții ample atât în Guvernul României, cât și cu societatea civilă și mai ales cu întreprinderile și mediul de afaceri, pentru că noi negociem sau ei negociază, pentru că noi ne uităm foarte bine la ceea ce negociază negociatorii Comisiei Europene și spunem dacă e ceva bine sau ceva rău pentru noi. Și asta înseamnă că noi cu toții trebuie să ne uităm atent la tot ceea ce se întâmplă în negocierile cu SUA. Nu neg că asta este un subiect extrem de dificil. De ce? Pentru că subiectul SUA
incumbă aspecte de toate naturile. Noi vrem, de exemplu, să fie un acord ambițios, echilibrat și cuprinzător, ceea ce înseamnă că să aibă o multitudine de subiecte de interes reciproc. S-au invocat aici o serie de subiecte și aș vrea să mă refer la IPR-ul domnului președinte Costin. Să știți că negociatorii americani în ceea ce privește IPR-ul sunt destul de reticenți. Avem o abordare destul de dificilă din partea lor pentru a intra în subiectele arzătoare, de exemplu pentru brevete, de exemplu pentru copyright, de exemplu, și cel mai rău și cel mai dificil este subiectul acela al indicațiilor geografice, pentru care Congresul American are o poziție extrem de sensibilă, ca să nu zic dură. În ceea ce privește ISDS-ul, bineînțeles că ăsta este un subiect extrem de dificil din toate abordările, mai ales în contextul în care România are o problemă grozavă cu Suedia pe acel caz Micula. În analiza noastră destul de aprofundată vis-a-vis de ISDS, și o să discutăm o dată probabil mai aprofundat pe chestiunea respectivă, din analiza noastră, ceea ce a pus Comisia Europeană pe masa negocierilor este o propunere pe care am vrea ca și partenerii americani să o accepte, pentru că este un sistem inovator care conduce la soluționarea litigiilor dintre companiile străine și guvernele celor două părți și care pun într-o clarificare mai mare aspectele decurgând din toate punctele de vedere, pentru că dacă până acum ceea ce aveam la nivel internațional ICSID-ul și UNCITRAL-ul erau bazate pe anumite condiții și criterii, acum în propunerea Comisiei Europene, care a fost discutată și negociată pe parcursul anului trecut de multe ori și în care România a avut o poziție destul de clară exprimată acolo, se ajunge la un sistem care cred că va fi și credem că va fi benefic atât, cum să spun eu, României, clar, cât și investitorilor, pentru că noi avem nevoie de investiții și atunci trebuie să arătăm că sistemul nostru este un sistem predictibil și care poate apăra investitorii străini veniți în România să investească. Aș vrea să spun câteva lucruri vis-a-vis de negocierile care sunt în curs și care vor urma cu a 12-a rundă de negociere în luna februarie. De curând, directorul general al DG Comerț a avut săptămâna asta, a avut o discuție la Geneva cu șeful adjunct al USTR-ului și au convenit într-adevăr ca negocierile să fie finalizate în cursul acestui an, dar cu posibilitatea ca încă 3 runde de negociere să fie până la sfârșitul verii, astfel încât, așa cum zicea și domnul Cernat, progresele și eforturile pe care sunt aduse în acest exercițiu să poată permite să intrăm într-un endgame începând cu luna august, până la sfârșitul anului. Pentru că la momentul actual s-a spus că sunt 50% din texte, sunt chiar mai puține decât 50%. Eforturile trebuie să fie imense, mai ales pe al doilea volet de negociere, care se numește Regulatory Convergence, și care aduce cea mai mare parte din toate beneficiile pentru economia europeană și, bineînțeles, românească. Mulțumesc frumos. Am uitat să spun de cei 2-3 colegi ai mei, nu suntem 4, chiar 5. Mulțumesc. O cifră deloc încurajată.
proprii miniștri că nu au voință politică să încheie odată problema Roșia Montană? Este situația de la Roșia Montană un exemplu care ar putea ilustra efectele nocive ale unui tratat încheiat cu voință politică și fără interes pentru interesul public? Nasol. Deci, în dezbaterile acestea, ceea ce noi cerem este să fie comunicată mult mai prompt, mai transparent și să fie expusă dezbaterii publice. Sigur că e foarte greu. Termenii pe care îi folosiți dumneavoastră aici sunt probabil oculți pentru 99,99% din populația României. De-aia sunteți doar 5 specialiști acolo. Cred că nici în minister nu vă înțeleg, colegii. Deci, de asta eu cred că e important să fie tradus, pentru că teama mea este că, plecând de la convingerea că se desfășoară niște discuții de bună credință între specialiști în economie, se omite o paradigmă, paradigma dezvoltării durabile. Dacă discuțiile sunt doar în termenii eficienței economice imediate, cu bătaie la scara a două sisteme economice mari, Europa și Statele Unite, s-ar putea să scape din vedere lucruri care sunt importante, care țin de dezvoltare durabilă, nu de avantaje, dezavantaje românești. Și nu înțeleg cum se poate negocia ceva fără studii de impact făcute deja. Deci aici asta denunță tot procesul ca fiind clădit de sus în jos, dinspre interes politic, spre nu știu dacă ajunge la mine, la interes cetățean. Vă mulțumesc și pentru că vorbeați de lipsă de, lipsă de informare, aș vrea să întreb pe doamna Anca Harasim, director AmCeam România, cum percepe mediul de afaceri, mediul de business, această negociere? E suficient de informată? Sunt companiile, și aici mă refer mai cu seamă la companiile, la IMM-uri. Acolo e problema, companiile mari, fără niciun fel de problemă, au acces la informație. Cum percep ele aceste negocieri? Nu pot să răspund numele IMM-urilor. Noi, având între membrii Camerei de Comerț americane o proporție mică, dar semnificativă în membership-ul nostru, de companii mici și mijlocii, ce pot să spun este că în dezbaterile și pe agenda AmCeam avem evident acest subiect foarte important, și cu ce ne-am lovit de la început a fost lipsa temei care nu a fost adusă în dezbaterea opiniei publice, mai ales la înainte de termenul pe care România l-a avut de la Bruxelles de a-și clarifica o poziție la nivel național. La momentul respectiv, și probabil că, adică cu siguranță, domnul Dinuță nu era responsabil, cum este acum, pe tema TTIP-ului, ne-am dus către Ministerul Economiei și de a vedea care sunt, era un secretar de stat la un moment dat responsabil cu TTIP-ul și ce anume, deci cum se conturează un punct de vedere al României, care să fie apoi delegat, pentru că la acest moment România și-a delegat puterea de negociere Bruxellesului. Deci noi acum vorbim și ne uităm într-un proces care are loc și care într-un final, mai devreme sau mai târziu, va conduce la semnarea unui acord, în care cred că atenția în acest moment sau ce putem să facem în acest moment este să vedem cum putem să contextualizăm pentru România și să, exact cum spunea și domnul Dumitru Costin, să tragem maxim de foloase dintr-un acord cadru care ne va lovi, ca să spun așa. Să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, am găsit în primul rând o lipsă de informare, chiar și la nivelul companiilor legat de acord, de stadiul negocierilor, de ce își propune el. De aceea, în prima fază, noi am organizat 3 evenimente și cu sprijinul ambasadei, aveam un invitat din Statele Unite care era parte din echipa de negociere, ca să educăm cel puțin companiile membre, care nu sunt numai americane, că practic avantaje, dezavantaje în economia românească, toată lumea va suferi, să zic, sau va beneficia de aceleași efecte. Ne interesează în continuare să putem contribui la
dacă vreți, și un cadru mai larg în care, pe care acum chiar lucrăm, acest proiect pentru România, în care România reușește, în primul rând, să-și definească post-2007 un obiectiv economic, o destinație, o ancoră, cum o numesc eu, vis-a-vis de ce fel de Românie ne dorim să construim, astfel încât, într-un parteneriat și într-o consultare largă publică cu toți actorii importanți din societate, să implementăm această Românie. Și în care, bineînțeles, TTIP-ul este doar un element care e foarte important, dar mai sunt atâtea altele de care putem să ținem cont, astfel încât, în final, avantajele competitive ale economiei românești să poată fi valorificate. Mulțumesc mult. Trec la Ciprian Ciucu, director CRPE, un ONG care s-a ocupat cu atenție de acest subiect, negocierile pe TTIP, a produs câteva cercetări, câteva paper-uri relevante. Ultimul dintre ele este dedicat chiar chestiunii extrem de spinoase a ISDS-ului. Spuneți-mi, vă rog, domnule Ciucu, cât impact au avut aceste cercetări pe care le-ați avut, acest efort pe care l-ați făcut pentru explicarea negocierilor, atât în rândul autorităților care sunt implicate în procese de negociere, dar și la nivelul societății civile, inclusiv presă? Mulțumesc. Ca să răspund direct la întrebare, impactul este limitat tocmai pentru că interesul este limitat pentru temă, dar vrem ca să fie acolo informații în plus în cazul în care cineva le caută. Vreau să mă refer puțin la această chestiune a studiilor de impact care tot a reieșit și ce mai mult rezonează aici cu doamna Crețu, că n-aș vrea să fiu în papucii domniei sale să fiu nevoit să fac un astfel de studiu. Și cred că eu mă ocup cu studii, asta face un CRP, culegem date, facem analize și le publicăm. Momentul în care cerem acest studiu acum e relativ întârziat și nu știu dacă o să mai fi vreodată un astfel de studiu comprehensiv. Un astfel de studiu, ca să fie avut, un astfel de studiu trebuie să fie fost comandat de guvernul Ponta acum mult timp, eventual să fie licitat PSA, o companie mare cu mulți experți să vină și să vină cu o propunere. Numai ca să și ceri un astfel de studiu aveai nevoie de niște termeni de referință, ca să știi exact ceea ce cer de la acel studiu. Și atât timp cât nu puteai efectiv să-ți definești tu termenii de referință, cu atât mai greu ar fi fost după aceea. Scopul pentru care avem nevoie de un astfel de studiu este esențial. Că în funcție de asta depindem cât de mult mergem în analiză și cât de general putem trata chestiunile. Pentru că dacă scopul este, plecăm la premisa că deja am delegat la Bruxelles puterea de negociere și în contextul ăsta te gândești doar cum să îți definești tu poziția de țară în relația cu Bruxelles, pentru că nu văd altfel cum. Da? Ei, și atunci, în funcție de asta, te gândești cât de în detaliu să mergi. Sau scopul este ca să informezi populația sau mediul de afaceri sau, cum spune domnul Costin, sunt foarte multe elemente care pot să fie luate în calcul. Temele sunt atât de complexe încât costul unui astfel de studiu, după părerea mea, n-ar putea să fie mai mic de aproximativ 300-400 de mii de euro, da? Din ceea ce știu, făcut de o companie mare. Pe de altă parte, nu prea îmi place, și acum vin cu o critică în general în guvernul României, când zicem, domne, am un departament din 3 sau 4 oameni. Nu știu cât de mare o să fie, este departamentul domnului Henning sau Henning. Totuși ai un minister. Dar ăia 3-4 oameni sunt poate cei mai bine pregătiți în acel domeniu, dar tu, până la urmă, funcționezi într-un minister care are mult mai mulți oameni și care are și resurse financiare. Astfel încât, oricât am încercat noi din societatea civilă sau alții să fundamentăm sau să explicăm populației diferite chestiuni, nu putem suplini participarea guvernului, care ar fi trebuit să fi fost atunci, da? În momentul, dacă vorbim despre ce rând de negocieri, scuzați-mă, cu ce studiu să mai vin. Astfel încât scopul pe care eu mi l-aș defini acum, că ar fi să-mi definesc un alt scop, este să văd cum pot mai bine să aflu ce se întâmplă în negocieri, cum comunic mai bine cu populația pe o decizie relativ deja cumva luată atâta timp când am delegat puterea la Bruxelles. Asta în termen de, cum gândești, în termen de policy. Acum o să închei doar, nu o să mă refer la chestiuni economice, că sunt mult prea complexe care să putem trata așa, ci o să mă refer la chestiunea strategică foarte, foarte pe scurt. Diferența între noi și Statele Unite este că Statele Unite totuși au o alternativă, au piața asiatică.
și se pot la un moment dat reorienta către zona aceea. Și pentru mine, degeaba încerc să-mi protejez investițiile prin bariere non-tarifare și așa mai departe, dacă totuși o să fiu un outsider din acest joc și eu nu sunt cel care participă efectiv la definirea standardelor și a reglementărilor. Și din această simplă chestiune strategică, aș prefera să am TTIP fiind parte la masă și nu venind mai târziu atunci când economia globală se fac jocurile. Și cu asta am terminat și mulțumesc pentru ambasadei Marii Britanii pentru această întâlnire și vor mai fi, pentru că știu că și Comisia are ca teme de prioritate de discuție. Comisia Europeană cu siguranță ne va invita și ne vom revedea în curând. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Ciprian Ciucu. Încheiem turul mesei cu Antonia Colibășanu, analist la agenția Stratfor, o agenție americană. Spuneți-ne, din punct de vedere geostrategic, este acest acord care e în plină negociere o ultimă șansă pentru Europa, pentru Uniunea Europeană de a participa la... de a sta la masă, cum spunea Ciprian Ciucu, cu Statele Unite și cu eventualii parteneri asiatici? Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație și pentru organizare. Și ca o paranteză, aș menționa că legătura mea cu subiectul TTIP ca analist geopolitic nu vine doar din perspectiva Stratfor, ci și din perspectiva românului curios, aflat într-o regiune importantă geopolitic astăzi și nu numai astăzi, din punct de vedere istoric. Această preocupare a început din dialogurile analitice pe care le-am avut împreună cu colegul meu Victor Grigorescu și ulterior vreau să mulțumesc Institutului European din România că ne-a acordat prilejul să dezvoltăm aceste dialoguri într-un mic studiu în care ne-am uitat la stadiul negocierilor înainte de runda 12. Făcând această paranteză, mă voi referi nu la ceea ce am scris în studiu pe componenta tehnică, ci la motivele pentru care TTIP este pentru mine foarte important din punct de vedere geopolitic. Și apropo de întrebarea pe care mi-ați lansat-o, nemai fiind în etapa în care globalizarea funcționează la nivel mondial, aflându-ne într-o era post-post război rece, în care conflictele aduc argumentație economică și politicul din politica economică este predominant nu numai la nivel mondial, dar și la nivelul Uniunii Europene, aflându-ne în criza economică și socială la nivelul Uniunii Europene, cred că acest tratat este în primul rând important pentru că are efect integrator la nivelul Europei Unite. În sensul că ne pune pe toți la masă. Statele naționale deleagă puterile politice în măsura în care le deleagă către instituțiile europene, către agențiile europene, care cresc în importanță și își dezvoltă expertiza tehnică. Practic, efectul integrator pe care îl are tratatul este acela al discuțiilor și al negocierilor. Pe lângă acest lucru, la nivel global, aș spune de data asta, ca să nu intrăm în detaliile Uniunii Europene, aș spune că se creează legăturile strategice prin intermediul economicului. Știm foarte bine că atunci când există investițiile strategice economice, politica securitară, așa cum s-a amintit aici, este mai bună, legătura fiind mai strânsă. Sigur că din perspectiva balanței asiatice și europene, trebuie să ne aducem aminte că, până la urmă, Uniunea Europeană este legată de interesul național al Statelor Unite. Uniunea Europeană este încă cel mai important partener la nivel mondial al Statelor Unite. Și din această cauză e important atât pentru Uniunea Europeană și pentru Statele Unite să mențină această legătură strânsă, fiind inclusiv o oportunitate de resetare a regulilor la nivel mondial. Sigur, piața asiatică există. Ea nu este însă o alternativă. Este o componentă a pieței
globale. De aceea spune că noi suntem la masă, trebuie să conștientizăm faptul că suntem la masă și statele membre ale Uniunii Europene trebuie să decidă în continuare câtă putere politică deleagă către Bruxelles. Probabil că aceasta este cea mai importantă întrebare geopolitică în momentul de față, când ne confruntăm cu criza socioeconomică la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! Aș vrea acum să le adresez două întrebări domnilor David Hennig și Jason Hammondtree, după care vom trece la prezentarea materialului domnului, analizei domnului Lucian Cernat. Pentru domnul David Hennig, prima întrebare ar fi dacă simțiți sau simte Uniunea Europeană în acest proces de negociere o presiune din partea Statelor Unite, care tocmai a încheiat negocierile pe TPP. Și a doua întrebare ar fi dacă ne-ați putea spune acum care sunt cele mai grele trei chestiuni aflate în negociere între Uniunea Europeană și Statele Unite în cadrul negocierilor pe TTIP. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări dificile. Dacă Uniunea Europeană resimte presiunea din partea Statelor Unite, noi aș zice că da, presiunea, clar, Statele Unite ar vrea ca aceste interese să fie satisfăcute. Dar am văzut că Statele Unite au putut să realizeze o bună înțelegere cu economiile asiatice. Da, există o presiune a noastră. Putem și noi oare să facem față acestei provocări? O întrebare cheie se referă la o chestiune menționată anterior. Modelele sociale diferite. Ce au făcut Statele Unite în parteneriatul transpacific? Au spus, putem să răspândim normele noastre, mijloacele noastre, modelul nostru social în țările din parteneriatul transpacific. În Uniunea Europeană, problema este dacă modelul nostru social este într-adevăr atât de diferit de cel al Statelor Unite. Din punctul meu de vedere, se exagerează aceste diferențe, se exagerează foarte mult. Statele Unite au respect pentru drepturile muncii, pentru dreptul mediului, pentru drept în domeniul produselor. Suntem două democrații și de aceea presiunea este într-adevăr asupra noastră. Dacă putem ca și modelul nostru social să se răspândească și dacă credem în el. De acolo cred eu că vine presiunea. Jason poate să ne explice care este presiunea care vine din perspectiva colegilor lui. În ceea ce privește cele trei chestiuni, cele mai dificile care se negociază acum. Doamne, nici nu știu ce să zic. Există foarte multe chestiuni dificile. Una a fost menționată deja. Indicatorii geografici, care sunt extrem de complicați pentru că sunt foarte importanți pentru foarte multe state membre ale Uniunii Europene. În Statele Unite au un sistem complet diferit. Cum faci ca aceste două sisteme să întrepătrundă? Nu cred că am găsit un răspuns. În al doilea rând, ceva foarte diferit. Standardele privind siguranța. Îmi place asta pe minerală Bucovina și am citit că conform standardelor de siguranță pentru apă minerală, care sunt diferite în Statele Unite de Uniunea Europeană, n-am auzit pe nimeni spunând că în Statele Unite apa minerală nu e suficient de sigură ca în Europa. De ce n-aș putea să export așa ceva în Statele Unite? Există mii de asemenea exemple. Cum poți să spui, până la urmă, și produsele noastre sunt foarte sigure și noi încercăm să ne protejăm cetățenii? Cum putem să ne asigurăm că companiile pot să înlăture aceste bariere, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii?
Astea sunt două chestiuni pe care le-aș menționa. Mă gândesc la toate celelalte probleme dificile. Care din ele este poate cea mai dificilă? Cred că protecția investitorilor a fost menționată. Este evident o chestiune care a ridicat foarte multe temeri, nu doar în Europa, ci și în Statele Unite. Și cred că există o dezbatere amplă în toată lumea. Cum putem să ne asigurăm că investitorii străini sunt protejați în mod corect? Cum sunt protejați împotriva unor decizii arbitrare, recunoscând în același timp că statele trebuie să aibă și ele dreptul să introducă reglementări? Asta s-a întâmplat în Statele Unite în trecut, se întâmplă și acum în Europa. Este o problemă care va continua să fie dezvoltată. Prima întrebare. Are administrația americană aceleași probleme ca și autoritățile europene cu stakeholderii, cu societatea civilă? Sunteți în același punct al dezbaterii cum suntem noi în Europa? Iar a doua întrebare, este administrația americană gata să deschidă piața energiei și piața achizițiilor publice în cadrul acestui tratat? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. Sunt perspective și vederi foarte interesante. Am să mă refer la ce a spus David înainte. Accentul pe rațiunile geostrategice ale tratatului. Poate nu aici, în România, dar în alte zone ale Europei se trece pe asta. Noi considerăm că suntem partener natural în ceea ce privește crearea acestui acord comercial pentru secolul 21. În ceea ce privește nivelul de dezbatere și problemele cu cei interesați în Statele Unite, evident, comerțul este o chestiune controversată. Au existat dezbatere și în ceea ce privește parteneriatul transpacific, dar nu știu ca același nivel de interes să se fi manifestat și de multe ori că eu lucrez la misiunea de la Uniunea Europeană în legătură cu politici comerciale. I-am spus părinților că lucrez la un acord cu Uniunea Europeană, dar părinții mei nu știu ce este TTIP, dacă fi să întreb. Și este aceeași situație cu foarte mulți americani. Mulți oameni văd în Uniunea Europeană un partener cu același nivel de standarde, cu aceleași interese în protecția mediului, a muncii și a consumatorilor și consideră că este un partener natural cu care să facem un acord comercial. Poate există membri ai Congresului care spun am votat pentru orice acord, mai puțin pentru TTIP, pentru că e oarecum ceva ciudat pentru noi. Asta, având în vedere situația geostrategică și faptul că avem relații comerciale foarte ample, întrebarea este cum putem să le facem să se plieze și pe acesta. În ceea ce privește energia și achizițiile publice, sunt chestiuni sensibile și ne dăm seama că ele sunt de interes pentru Uniunea Europeană. În ceea ce privește energia, încă discutăm despre conținutul respectiv, dacă trebuie trecut într-un capitol separat. În ceea ce privește exportul de gaz natural lichefiat, licențele pentru export se vor realiza mai ușor în momentul în care acest tratat se semnează. Avem acum o facilitate nouă în Golful Mexic.
Și cred că deja s-a semnat un contract pentru a aduce gaz natural lichefiat în Europa. Însă asta este jocul forțelor pieței. Nu putem să dictăm unde să se trimită acest gaz natural lichefiat. Depinde foarte mult de prețul energiei în Europa sau în Asia. În ceea ce privește achizițiile publice, este într-adevăr o chestiune sensibilă. Recent, noi suntem oarecum forțați de cadru constituțional. Nu putem să obligăm statele cum să-și cheltuie banii publici în aceste achiziții. Vom continua să avem un dialog cu statele, să vedem ce se poate face din perspectiva TTIP, dar există niște limitări acolo. E nevoie și de schimbări legislative și pentru asta e nevoie de acordul Congresului. Încercăm să vedem ce e posibil și să pornim de acolo înainte. Thank you very much. Acum aș vrea să-l invit pe domnul Lucian Cernat să ne prezinte studiul domniei sale referitor la impactul acestui acord asupra României, după care vom avea 20-25 de minute de la dispoziție pentru discuții, întrebări și aș vrea ca aș fi foarte bucuros dacă reprezentanții societății civile ar adresa întrebări autorităților, reprezentanților autorităților aflate aici la masă, tocmai pentru a contribui la o mai bună înțelegere, la o mai bună discuție pe temele cele mai spinoase. Vă mulțumesc, domnule Cernat, aveți cuvântul. Mulțumesc mult. Aș dori, cu permisiunea noastră, să iau poate un minut înainte de a prezenta această nouă analiză participanților la această dezbatere, pentru a clarifica anumite afirmații care au fost făcute de anterior și pentru a evita ca această excelentă dezbatere să se transforme dintr-o dezbatere de informare într-o dezbatere de dezinformare. În primul rând, aș dori să fiu foarte clar asupra faptului că Comisia Europeană a făcut un studiu de impact extraordinar de bine pus la punct. Sunt, de fapt, actualmente în Europa 10 de studii de impact făcute de Comisia Europeană a făcut 3 studii consecutive. Suntem actualmente pe cale să concludem studiul de impact durabil, așa cum spunea domnul Toma. Nu suntem interesați doar în a majora profiturile cu orice preț. Suntem interesați a pune cei doi parteneri pe o traiectorie de dezvoltare durabilă. Iar acest studiu foarte serios, cu participarea directă a societății civile, este în curs. Deci, în primul rând, vreau să evit o astfel de confuzie, cum că nu am a fi avut un studiu de impact serios înainte de a lansa negocierea la nivel european. O serie întreagă de țări membre și-au făcut ele însele studiile lor de impact pe o platformă mai mult sau mai puțin similară cu cea a Comisiei Europene. Sunt în jur de 10 țări europene care au propriile lor studii de impact. Un alt punct important este cel pe care l-am auzit anterior cu privire la existența informației și capacitatea societății civile de a participa. Sincer vorbind, și mă bucur că până și cei mai neîncrezători membri ai societății civile ne dau câtuși de puțin credit pentru eforturile făcute de comisarul Cecilia Malmström pe comerț în a crea o platformă de consultare, cred că avem mai multe informații decât putem digera. Sincer, recunosc că sunt documente legate de TTIP. Nu e jobul meu 100% să mă ocup pe TTIP, sunt economist, fac 1000 de alte lucruri, dar sunt documente pe care Comisia Europeană le-a publicat pe TTIP. Sunt convins că sunt extrem de importante. Eu însumi n-am avut timp să le citesc. Deci, informația existentă este imensă. Este mai multă informație decât capacitatea noastră de a procesa. Deci, în legătură cu transparența, iarăși aș dori să pun o mică notă în plus față de ce a fost spus, și anume faptul că noi partajăm această informație cu toți cei dornici și capabili de a o înțelege.
Dacă îmi dați voie și dacă am înțeles eu bine, aș adăuga și experiența noastră de la Honius. Nu e vorba doar de transparența Comisiei Europene, e vorba și de transparența guvernelor și aici vorbim de Guvernul României, pentru că de-a lungul timpului am avut o problemă în a înțelege poziționarea Guvernului României, mandatul de negociere pe care Guvernul României l-a transmis către Bruxelles și așa mai departe. Bănuiesc că și la aceste probleme v-ați referit și dumneavoastră. Deci nu e vorba doar de Comisia Europeană, ci și de guvernele naționale. Mulțumesc. E un element asupra căruia nu mă pot, după cum puteți bine înțelege, nu mă pot pronunța. Ultimul punct foarte rapid înainte de a trece la prezentare este această delegare, s-a discutat mult despre această delegare a competenței de negociere de la București sau de la Londra către Bruxelles. Este adevărat că Comisia Europeană negociază în numele țărilor și are o capacitate de negociere comună și asta ne dă o putere de negociere mai mare. Însă acest lucru nu se face fără o legătură directă și extrem de bine pusă la punct cu țările membre. Și cred că și David și Dan pot confirma acest lucru. Iar la nivelul Comisiei Europene, dacă pot lua doar un singur exemplu ca să vă conving, probabil că nu suntem pur și simplu niște birocrați care stau în biroul lor la Bruxelles și habar n-au ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Suntem extrem de bine informați asupra capacităților și potențialului de exportare a tuturor țărilor europene. Aș putea să vă spun în privința României dacă în nu știu care sat din România există sau nu un exportator către SUA. Dacă în Fălticeni există sau nu un exportator de mobilă sau nu. Dacă mai exportă anul ăsta sau dacă a exportat anul trecut. Astfel de informații facem un efort extraordinar să le obținem și să le avem la baza oricărei propuneri de negociere. Deci aș vrea să vă asigur și să vă dau încredere că nu ducem lipsă de informații pentru a ne perfecționa acele elemente cheie în negocierile cu americanii pe TTIP. O să vă mai dau câteva exemple chiar în această prezentare pe care încerc să o țin cât mai scurtă. Titlul este un pic provocator pentru că a fi pregătit pentru TTIP nu înseamnă a da atenție doar acordului în sine și a negocierilor care sunt în curs. Este foarte greu să urmărești un acord care încă nici n-a fost scris și să înțelegi exact dacă ce va fi în acord îți este benefic sau nu. Evident că trebuie să faci acest exercițiu, dar indiferent de componența finală, de prevederile acordului, un acord excelent negociat de Comisia Europeană va fi complet inutil pentru România dacă nu suntem pregătiți pentru el. Și pe această componentă a lucrurilor pe care vrem noi să le facem, probabil că și eu voi avea o listă de 10 puncte pe care, ca și dumneavoastră, nu știu cât de multe vor putea fi puse în aplicare, dar cu puținele informații și competențe de care dispun, am încercat să pun la oaltă câteva elemente pe care România, ca țară, societatea, mediul de afaceri, guvernul, le poate lua în considerare în timpul care rămâne până la punerea în aplicare a acestui acord, de a fi pregătiți pentru acord atunci când el va fi pus în aplicare. O să trec de la trei elemente principale, de la, să spunem, privirea din elicopter a structurii comerciale româno-americane. Am tot spus că America este un partener strategic. Din păcate, când ne uităm la cifre cu ochelari tehnici, ne dăm seama că nu e deloc strategic, din păcate. Există un potențial strategic, însă piața americană pentru exportatorii români este, din păcate, relativ mică. Este de trei ori mai puțin importantă decât media la nivel european. Deci este, dacă vreți, America de trei ori mai puțin strategic decât pentru țara medie europeană, actualmente pe baza acestor exporturi actuale. După care o să trecem la partea aceea de micro, de nivel de firmă, unde efectiv știm și cum îi cheamă pe cei care astăzi exportă și care vor fi principalii beneficiari din prima zi a acordului. Și asupra lor va trebui să ne concentrăm în România. Deci, privirea din elicopter, dacă ne-am uitat de departe asupra cum ceea ce firmele românești reușesc să pună în containere atunci când exportăm către SUA, cam așa s-ar structura. Sunt 4-5 mari blocuri de produse, produse industriale, cu rulmenți, cu valve, cu piese din sectorul automobil foarte importante. Avem o parte de sector oțel, țevi și așa mai departe. Asta era undeva în 2014, lucrurile nu se schimbă chiar atât de repede. Am verificat și în 2010, structura era relativ similară. Structura comercială a României este extrem de simplu de creionat. Nu prea avem exporturi agricole către SUA, mai deloc. Avem multă parte de textil și încălțăminte și o destul de încurajator parte industrială.
deși putem discuta cât de sofisticate sunt aceste produse. Acum, partea extraordinar de, dacă am vrea, partea de vești extraordinar de bune pentru economia României, și aici, dintr-o dată, avem un punct comun cu gazda noastră de astăzi, cu Marea Britanie. România, ca și Marea Britanie, dacă ne uităm la partea nevăzută a exporturilor românești, partea care este doar încadrată în roșu, practic ne dăm seama că exporturile către SUA, când punem în balanță serviciile, se dublează. De ce se dublează? Pentru că avem un sector IT extraordinar de bine performant și sector de servicii de business și consultanță, inginerie. Sunt o serie întreagă de povești de succes pe care trebuie să mizăm și să ni le capitalizăm în această perioadă de pregătire. Iată numai pentru a vedea evoluția fantastică de-a dreptul exponențială a sectorului ICT, de informatică și software românesc, care exportă cu mult mai mult către SUA, o piață foarte matură, o piață, toți ne gândim la SUA și spunem că este practic unde s-a inventat internetul. Și totuși românii reușesc să exporte foarte multe servicii de calitate și cu o sofisticare tehnică de apreciat. Deci, într-un fel, ne situăm în topul european al celor care exportă servicii în SUA și, dintr-o dată, capitolul pe servicii din TTIP devine primordial. Dintr-o dată, ceea ce spuneau și alți vorbitori, identificarea barierilor care fac ca aceste firme românești să exporte, dar ca să poată să exporte și mai mult, devine primordial. Barierele pe piața muncii, faptul că ești un inginer și vrei să te duci două luni în SUA și pentru asta trebuie o viză de business, de lucru, care nu e ușor de luat, probabil că e o barieră semnificativă. Deci merită de a fi ținută pe lista de priorități a Guvernului României și a Comisiei, de asemenea. Acum, un alt atu pe care România probabil că nu este pe deplin conștient este că, mă rog, este un pic cu dublu tăiș aici, dar este un atu în cele din urmă, faptul că exporturile românești sunt un factor economic cu un potențial enorm în privința creării locurilor de muncă. România este țara cu cel mai mare factor multiplicator de creare de locuri de muncă pe fiecare miliard de export. Un miliard de export din România duce la crearea 70.000 de locuri de muncă. Nici o altă țară în Europa nu are acest coeficient de creare de locuri de muncă. Îmi veți spune că da, că salariile sunt de 2 lei. Ei bine, nu știu dacă sunt, așa cum a spus cineva, într-un mod nefericit de 2 lei sau că ar trebui să muncim pe 2 lei. Ceea ce este cert este că în momentul în care o firmă din orice țară, și nu am verificat asta, dar sunt convins că și în România este exact același lucru, firmele exportatoare sunt mai competitive. Firmele exportatoare au capacitatea să plătească salarii mai mari. Au nevoie de oameni mai bine calificați și toate analizele pe care le-am făcut și le-am văzut denotă foarte clar că în momentul în care ești calificarea ai un salariu cu între 5 și 16% mai mare decât colegul tău care lucrează la o firmă neexportatoare. Deci a fi exportator este benefic atât pentru firmă cât și pentru angajat. Acum, dacă vrem să, încă o dată, important este pentru cei din România să-și pună o listă de priorități în față și să spună vrem să maximizăm valoarea exporturilor, vrem să maximizăm economia României 2.0, vrem să fim orientați spre viitor sau vrem să fim orientați spre ceea ce este actualmente situația de față. Actualmente, dacă ne uităm la unde sunt locurile de muncă în România, care sunt create de fiecare dată când exportăm în SUA, două treimi din ele sunt în partea de bunuri și produse de bază. Aici sunt joburile care le creăm, în textile, în rulmenți, în fabrici de componente industriale. Dacă vrem să ne orientăm și mai mult spre servicii, atunci va trebui să găsim modalități prin care să susținem sectorul și prin politici educaționale și așa mai departe. Acum, uitându-ne de pe satelit așa, la economia României, e ușor de spus, uite, aici sunt prioritățile, dar cu adevărat o strategie națională, în opinia mea personală, nu se construiește decât atunci când îți pui cizmele și o iei așa ușurel pe câmpiile României și te duci acolo unde locuiesc ca exportatorii. Trebuie să știi exact cine exportă, să știi câte firme exportă, ce exportă, unde, de ce și de ce firma de lângă el nu exportă. Și ceea ce numesc eu de small picture. Comisia Europeană a investit foarte mult anul trecut în a crea o astfel de imagine asupra întregului continent european. Fiecare punct de pe hartă este adresa unui exportator român către SUA. Și numărul
talia acelui punct albastru reprezintă numărul de tranzacții și de containere care sunt exportate. Deci, vedeți, nu este numai un beneficiu pentru București, Timișoara și Satul Mare. Sunt o sumedenie întreagă de exportatori chiar și în mediul rural. Sunt firme care produc lucruri interesante acolo unde a găsit o implantare eficientă în teritoriu. Deci, în momentul în care noi știm, și din păcate eu la Comisia Europeană, deși știu, nu pot să partajez acea informație cu Guvernul României, pentru că sunt legat tocmai de acele IPR rights, sunt legat de proprietatea intelectuală a celor care mi-au vândut datele și nu le pot partaja cu oricine. Există și anumite elemente de confidențialitate, de protecția datelor personale, dar cu siguranță astfel de analize pot fi replicate și chiar aprofundate la nivel național, dacă cineva își pune acest lucru ca o prioritate. Ce reprezintă valorile de mărime? 100, 400, la ce sunt? Numărul de tranzacții. Okay. Valoarea lor este o altă poveste. Important este însă să devii exportator, pentru că pasul de a deveni exportator este cel mai greu. Odată ce exporți și 5.000 de euro, probabil ai trecut cele mai grele obstacole apoi ați crește cifra de afaceri. Deci, într-adevăr, este un element important pentru... Aici vreau să vă dau câteva exemple. Dacă sunteți interesat, îmi spuneți orașul din care veniți și vă spun câți exportatori sunt în cartierul dumneavoastră. Dar nu asta e ideea. Ideea este de a ne uita puțin mai departe și a lega această imagine microscopică a economiei și a exportatorilor români cu partea de macro și de strategie de care vorbeam la început. Și aici sunt două elemente cheie care se desprind imediat când ne uităm la graficele acestea. Elementul numărul unu este că peste 80% din firmele care așa zis exportă din România nu sunt firme românești. Sunt firme străine care au investit în România. Acum poate ne place, poate nu ne place, ăsta e adevărul. Cert este că dacă firmele care sunt cele mai capabile să exporte sunt firmele străine, ar trebui să aduc mai mulți investitori străini în România. E logic, da? Numai că nu toți investitorii străini sunt la fel de înclinați să exporte, în funcție de business plan, de felul în care se relaționează cu compania mamă și așa mai departe. Vedeți că anumite state sunt mai puțin prezente în acest clasament al investitorilor. Marea Britanie, din păcate, este destul de slab plasată și poate că cu ocazia aceasta eu și David, sau poate Dan și David, vor găsi metode de a vedea de ce Marea Britanie nu este la fel de bine prezentă în România ca alte țări europene și fiind în România să exporte către SUA, cum fac italienii, francezii, nemții, austriecii. Acum, odată ce înțelegem legătura dintre investiții, de a putea promova investițiile și în același timp și exporturile, neneglijând economia națională, ajungem deja la câteva din acele 10 priorități cheie la care m-am gândit în ultimul timp. Și aici am pus vreo 4-5 ca principale din acele 10. În primul rând, IMM-urile. În al doilea rând, așa cum am spus, investițiile străine. Ele vor merge mână în mână și se vor crea sinergii. Investițiile în firmele mari străine vor începe să lucreze cu firmele mici românești care învață cum să exporte și să joace cu cei mari în economia globală, deci se pot crea sinergii. Apoi o mare, mare problemă în România, logistica și infrastructura de export. Și în ultimul rând, deși poate nu în ultimul rând, ne-ar mai trebui și un pic de îndrăzneală și un pic de schimbare a culturii de afaceri în România, pe care nu sunt un expert, dar am așa un feeling. Dacă facem un calcul foarte scurt, ne dăm seama că, și nu intru în detalii, dar cu siguranță un target credibil și poate chiar și realist ar fi ca cineva în România să spună: ne lipsesc, când ne uităm la media europeană, ne lipsesc 300 de IMM-uri în portretul exportatorului către SUA. Ar trebui să avem încă 300 de IMM-uri care se exporte după potențialul nostru economic. Cum se face când nu-l avem? În momentul în care IMM-uri care exportă actualmente, probabil că am mai găsit încă vreo 600 care potențial ar putea exporta. Și din aia 600, poate că jumate chiar ar și exporta. Sau poate că ar fi gata să exporte când TTIP va fi deja aplicabil. De altfel, țin să anunț că în câteva luni vom avea disponibil și pentru România, ca și pentru toate celelalte țări din Uniunea Europeană, un chestionar extrem de detaliat. Actualmente sunt cercetători români angajați de o agenție de specialitate din Geneva care vorbesc firme exportatoare din cele 1000 către SUA și întreabă timp de o oră și jumătate ce probleme
au atunci când exportă? Sau dacă nu exportă în SUA și în Canada, de ce nu în SUA? Iar aceste rezultate, odată ce vor fi disponibile, vor fi la dispoziția tuturor, societatea civilă, guvern și toți cei care sunt interesați. O altă problemă extrem de importantă este că, și asta nu e doar o problemă românească, este capacitatea de export este extrem de volatilă. Același produs la care noi îl vedem în statistici de la Institutul Național, să spunem, a, exportăm și atât de mulți rulmenți, ce bine. Când ne uităm cu adevărat la cine exportă acel produs, în 54% din cazuri este o singură firmă. Dacă ceva se întâmplă cu firma aia, cu intermediarul ei, cu contractul de logistică, cu vaporul, în acea lună, în acel an, exportul nostru nu mai există. Deci vulnerabilitatea faptului că avem un singur exportator pe un singur produs este extrem de deranjant, aș putea spune. E important să găsim un plan B și să spunem, avem poate 20 de firme care produc rulmenți. Cum se face că doar una exportă? De ce aia da și celelalte nu? Și atunci avem, probabil, ne creăm o pepiniere de viitori exportatori. O a doua mare problemă pe logistică este, și nu știu exact cum să o explic, dar știu că există, sunt convins că există, Constanța e o problemă. Portul Constanța în România nu este un asset, nu este un atu, este o problemă. Și se vede foarte clar aici. În momentul în care avem acces direct la mare, cu acces navigabile în toată lumea, să avem doar 4% din containerele care pleacă către SUA direct din Portul Constanța, nu sunt un expert pe logistică și transport maritim, dar consider că numărul este mult prea mic. Mă uit și la alte țări cu o structură similară, numărul e mult mai mare. Nici nu vorbim de Franța și de Germania și de Olanda. După cum vedeți, românii care exportă trebuie să-și pună containerele pe tiruri, să le ducă până la Bremen sau până la Cagliari și de acolo să le exporte către SUA. Și ca să vă arăt foarte clar cât de mare e problema, problema este măsurată în graficul ăsta. Vedeți aici cât de mult costă în România să exporți un container din Portul Constanța. În momentul în care tu ca exportator te autopenalizezi când îți trimiți portul spre containerul spre Constanța, evident că nu o vei face. Întrebarea pentru cei care au capacitatea să caute răspunsuri este de ce sunt costuri atât de mari în Portul Constanța. Iar după studiul Băncii Mondiale care a făcut această constatare, acestea sunt doar costurile oficiale. Și înțelegeți ce vreau să spun prin asta. Acum, ultimul meu punct, care sper să nu fie un punct ultim, ci un prim punct de plecare spre o strategie națională fi pregătit pentru TTIP. După cum am spus, este extraordinar de ușor, în momentul în care există dintr-o dată iar voință politică, prin voință politică înțelegând că oameni care au decizie se pot să pună mai multe departamente din guvern împreună și să spună voi trebuie să lucrați împreună, aveți informație la vamă care nu vine la Ministerul Comerțului, care nu vine de la Registrul Comerțului, de la alte departamente, creăm un sistem național integrat de informație. Și guvernul României ar putea avea, așa cum am și eu în laptopul meu, numele tuturor celor care exportă către SUA astăzi. Acele 1000 de firme, pe care din păcate eu nu le pot divulga. Dar guvernul României și le poate afla și poate să-și creeze strategie pornind de la aceste firme care sunt campionii României transatlantici. După aia trebuie să descoperim dacă acești 1000 de exportatori sunt unici, singuri și nemaipomeniți. Eu cred că nu. Eu cred că iau o rețetă de succes pe care probabil dacă ar împărți-o și cu alți confrați din sector, nu li s-ar micșora cifra de afaceri. Pentru că ei au un singur client, nu știu unde, prin Missouri sau prin Kentucky, nu vând în Texas și nici nu pot să vând în Texas. În schimb, vecinul poate că vine în Texas și cu ocazia asta fiecare participă și beneficiază de brand de țară, de așa mai departe. Deci să ne expandăm baza de export. Ne uităm cine mai poate fi exportator, cine exportă doar 5.000 în loc de 5 milioane, cum spunea doamna Crețu, de ce export doar un container odată la 2 ani, în loc de unul pe lună. Discutăm cu oamenii ăștia care sunt zi de zi confruntați cu probleme, o parte din ele sper să le rezolvăm cu parteneri americani, o parte niciodată, vom putea să ne creăm această bază de export care va crea locuri de muncă și nu numai multe, ci și multe și bine plătite. Și nu intru în detalii, dar totul pornește de la această dorință de a veni aproape de exportator. În momentul în care ești în contact direct cu exportatorul, îți creezi baza decidentă, pe baza căreia poți crea studii de impact, strategie națională, poziție de negociere la Bruxelles și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc mult și apropo de laptopul dumneavoastră, poate îmi dați și mie parola, că dacă guvernului român nu puteți să-i dați informațiile, poate presei să-i faceți un pustiu de bine. Mulțumesc, a fost impresionantă defilarea de cifre, date și noțiuni. Am aflat multe lucruri, cel puțin pentru mine ca ziarist, sunt multe noutăți aflate astăzi de la detalii
legate de procesul de negociere până la cifre legate de impactul potențial asupra României. Nu vorbim doar despre impactul pe Uniunea Europeană și aș vrea să profit de cele 15-20 de minute pe care le mai avem pentru a îi ruga pe reprezentanții societății civile și din partea stângă și din partea dreaptă a mesei să profite de faptul că la această masă rotundă avem reprezentanții autorităților, că e vorba de cele două doamne care reprezintă Senatul României, că e vorba despre domnul director din Ministerul Economiei, că e vorba de un reprezentant al Comisiei Europene, al Marii Britanii implicat în negocieri sau chiar al Statelor Unite și vă rog dacă aveți întrebări, semne de întrebare să le adresăm acum, pentru că eu cred că ăsta e cel mai fructuos mod de a beneficia de expertiza lor aici. Vă rog. Chiar apreciez întâlnirea și chiar apreciez faptul că avem așa niște interlocutori, pentru că adesea este foarte greu să găsești răspunsuri la anumite întrebări. Și aici o să mă adresez în primul rând domnului Cernat, a cărui prezentare de data asta chiar mi-a plăcut și eu o să apreciez și public, adică am această tărie să apreciez și progresele făcute de Comisia Europeană și așa, dar desigur și celor doi invitați străini, pentru că mă interesează și sunt convinsă că na, orice lucru demarat, când demarezi un astfel de negocieri, te mai uiți puțin și în spate ce s-a întâmplat anterior. Și apropo de negocierea asta pe repede înainte, pe care dorim să, deci am avut 2 ani și jumătate de negocieri pe TTIP, mai avem mai puțin de un an. M-am uitat puțin la tratatul NAFTA între Statele Unite, Canada și Mexic și am observat că a durat vreo 6 ani negocierea. Iar acum, tot plecând de la acest tratat NAFTA, l-aș întreba pe domnul Cernat dacă s-a uitat puțin și pe aspectele economice și dacă s-a uitat puțin pe o analiză de impact, pentru că sigur, e mai ușor să analizezi ce s-a întâmplat pe parcursul unui interval mai mare. Din ceea ce am găsit eu pe acest tratat, am găsit că în urma tratatului s-au pierdut cam 1 milion de locuri de muncă și că joburile într-adevăr au fost cumva mai prost plătite, adică s-a făcut o trecere de la joburi bine plătite către joburi mai puțin bine plătite. În Statele Unite, da. Da. Deci dacă sau ceilalți colegi, adică e interesant ca să vedem ce ar putea să ne aștept. Domnule Cernat, vă rog dacă aveți un răspuns. O să revin spre final asupra acordului NAFTA, însă nu e, cred, principalul nostru obiectiv să analizăm și să apărăm acorduri semnate de alții, acorduri pe care le considerăm că au fost foarte bune la timpul respectiv, dar poate care nu mai sunt actualmente 100% în linie cu ceea ce a negociat SUA în TPP sau cu ce am negociat noi recent. Ce pot să vă spun este în schimb altceva și o să revin și la întrebarea despre NAFTA. Noi avem o analiză foarte atentă a tuturor acordurilor pe care le semnăm noi din momentul în care nici nu s-a uscat cerneala pe acord. Avem un sistem de monitorizare a celui mai important acord actual între Europa și Coreea. E un acord din punct de vedere economic extrem de important pentru noi. Îl monitorizăm de aproape 4 ani, foarte strict și foarte concret. Și ca să punem în balanță și aceste studii de impact. Spre exemplu, studiul de impact pe Coreea l-am făcut ca și pe TTIP înainte să începem negocierile și am estimat noi în profesia noastră de economiști o creștere a comerțului cu un oarecare procent. De fiecare dată când ne uităm la realitate, la creșterea comercială și la impactul acordului în statisticile oficiale după ce acordul este pus în practică, constatăm că efectele sunt mai mari. Spre exemplu, noi am zis, am constatat din primul an o creștere de 40%
a exporturilor noastre către Coreea, care au fost liberalizate. Este mult mai mult decât ceea ce estimasem inițial. Acordul cu Chile, un acord vechi, care are acum un deceniu în spate, deci a fost pe deplin implementat, noi am estimat că o să crească, ca și aici în TTIP, exporturile bilaterale cu 20-30 ceva la sută. În realitate ele s-au dublat, au crescut cu peste 100%. Deci una din chestiuni pe care trebuie să o punem foarte clar este că, deși beneficiile economice par mici actualmente, ele sunt subestimate și realitatea ne va dovedi că este așa. Acum, întrebarea noastră nu este despre beneficii economice, ci despre costul de ajustare. Este evident că în momentul în care semnăm un acord comercial, vor fi firme, ca și acum, probabil că este o firmă în România care dă faliment, care trebuie să dea oameni afară. De ce? Pentru că acea firmă nu este suficient de competitivă. Poate că firma de lângă el, o firmă la fel de românească ca și cel care astăzi va trebui să dea pe cineva afară, nu reușește, nu are rețeta succesului. Ei bine, un acord comercial, evident că va avea un impact diferit asupra unei firme care deja este un pic în dificultate și asupra unei firme care are capacitatea de a reuși în afaceri. Firma care are capacitatea de a reuși în afaceri va fi și mai de succes, va avea nevoie să angajeze oameni. Firma care oricum o ducea destul de prost, probabil va avea un șoc suplimentar că vor veni alte firme din America, din Germania, care vor pune presiune pe acea firmă care nu știe să-și facă business-ul în mod optimal. Și atunci, evident, unele firme vor trebui să dea oameni afară, dar alte firme vor trebui să angajeze. Iar în decursul faptului că aceste acorduri se pună în aplicare gradual, sunt 10 ani în care acordul va fi în medie implementat, 10 ani e suficient, cred eu, ca și perioadă de timp pentru firme să se ajusteze la noile realități economice. Deci răspunsul este da, vor fi oameni care vor trebui să întâi să își piardă locul de muncă, după care vor avea o altă ofertă pe piață, după cum arată studiile, cu un salariu mai mare și nu mai mic. Mulțumesc. David Henning ar vrea să răspundă și el la întrebare. După aceea, dacă Jason va vrea să adauge și el, și poate doamna Crețu, vă rog. Thank you. I wanted to add two points. Am vrut să adaug două aspecte din perspectiva Marii Britanii. În Marea Britanie trebuie să analizăm clar datele. Am analizat și noi cifrele NAFTA. Trebuie să fim foarte atenți cu lucrurile care sunt citate ca fiind rezultate definitive, pentru că noi am văzut un studiu independent în legătură cu NAFTA care spunea că a existat un efect pozitiv mic în legătură cu NAFTA și au fost multe studii care au spus că a fost minunat, a creat locuri de muncă, alte studii au spus că a fost îngrozitor, dar rezultatul real a fost, de fapt, un impact pozitiv mic. Sunt oameni care citează studiile care le plac, sunt oamenii care citează studiile care nu le plac. Eu v-am citat un studiu considerat ca fiind cel mai independent. Când s-a semnat acordul cu Coreea de Sud de către Uniunea Europeană, Coreea de Sud nu era o piesă majoră pentru Marea Britanie, dar exporturile noastre acolo au crescut cu o treime după semnarea tratatului, nu și în cazul exporturilor de petrol, dar am crescut exporturile cu o treime într-un an de la semnarea acestui tratat. Pe scurt, pentru că în ceea ce privește numărul de studii și studiilor care sunt citate, există diverse asemenea argumente. Efectul general însă este pozitiv în cazul NAFTA. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat cu pierderea de locuri de muncă în anii 90, probabil că ele s-au fi pierdut oricum din cauza globalizării care avea loc în acel moment, mai ales în domeniul industriilor prelucrătoare. Când ne gândim la intervenția Chinei, s-ar fi produs oricum. Dacă ne gândim la economia Statelor Unite în anii 90, era un moment de creștere foarte mare, atât a economiei cât și a salariilor. Dacă analizăm cifrele acum, pentru toate cele trei țări, NAFTA
a crescut procentul în materie de relații comerciale pentru toate trei. Aceste acorduri comerciale pot fi realizate de așa manieră încât toată lumea să câștige și de așa manieră încât să fie pozitive pentru toți. Fac o clarificare. A afirmat Mircea Toma că presiunea accelerării negocierilor ar veni dinspre politic și vreau să spun că nu este așa dacă înțelegem prin asta societate sau inclusiv partidele politice, nici măcar la nivel european sau în Statele Unite. Peste tot politicienii sunt împărțiți, o parte susțin, o parte critică, uneori extrem de dur. În schimb, există o presiune dinspre zona tehnocratică și dinspre corporații. Așa încât trebuie să o dezamăgesc pe Antonia spunând că subiecți geostrategice actualmente nu sunt doar statele. Sunt organizațiile internaționale și corporațiile în egală măsură și jocul lor trebuie luat în considerare atunci când analizăm ce facem. Politicienii, la noi cel puțin, sunt împărțiți în două. Unii care își asumă că până acum am greșit. Eu sunt dintre ei. Și anume, modelul de dezvoltare bazat pe exporturi, forță de muncă prost plătită și investiții străine a eșuat. Și e clar că a eșuat. Pentru mine e clar. Ceea ce văd sunt aceleași argumente pe care le-am auzit la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când negociam intrarea noastră în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e altceva, să ne înțelegem. Pe ansamblu, chiar cu toate dezavantajele asociate intrării în Uniunea Europeană, putem spune că este pozitiv, pentru că acolo suntem la masă, suntem în Parlamentul European, avem voturile noastre în Consiliu, suntem la masă în sensul de decidenți, nu de unii care asistăm la o discuție. Cu drepturile persoanelor de circulație, de muncă, de a trăi, etc., etc. Dincoace, e vorba de un tratat totuși comercial, chiar dacă este mai ambițios decât un tratat comercial obișnuit. Permisiunea, vă mulțumesc, da, da. Cu permisiunea dumneavoastră, ați categorisit politicienii. Eu, din experiența mea de ziarist, pe acest domeniu, pe TTIP, cu câteva notabile excepții, doamna Boagiu și dumneavoastră, doamna Crețu, incluse în aceste excepții, aș împărți politicienii români, cu tot respectul, în două categorii. Una, cei care nu știu nimic despre TTIP și cei care au auzit odată despre TTIP. Domnul Dumitru Costin vrea să adreseze o întrebare. Vă rog. O să fac câteva comentarii. Permisiunea noastră. Întrebări am adresat înainte și vă mulțumesc pentru că le-ați pus aici. Am avut deja răspuns de la domnul Henning la una din întrebările pe care le-am adresat. În primul rând, apreciez munca celor de la DigiTrade. Consider că documentul pe care astăzi ne-l prezentat Lucian Cernat este un document pe care sau de la care Guvernul României se poate apuca foarte serios de treabă, măcar de acum încolo. Am evaluat rapid cele 10 priorități la nivel național. Consider că sunt foarte bune și de asemenea am constatat că toate sunt finanțabile din fondurile structurale care stau la dispoziția României pe actuala perioadă bugetară comunitară. Și eu și doamna senator Boagiu știm și motivele interne și cele externe care stau la baza situației actuale a subdezvoltării portului Constanța. E mult de muncă acolo, dar se pot rezolva lucrurile și, atenție, nu costurile cu forța de muncă fac din portul Constanța un port mai puțin competitiv. Nu, e un cumul de factori, repet, e un cumul de factori și interni, dar și externi. Și în ultimul rând aș vrea să fac trimitere la subiectul ăsta care s-ar putea să zic, vai, și nimeni nu zice nimic de el, cum se vor închide firme și își vor pierde oameni. Eu sunt activist sindical, dar spre deosebire de mulți alții am alt tip de atitudine. Și o să vă dau un exemplu. Nu am niciun fel de temere vis-a-vis de faptul că la un moment dat se vor închide niște companii. Atât timp cât ai capacitate de analiză și diagnostic și poți să reproiectezi țesuturile economice și sociale ale comunităților locale, ai și surse de finanțare. Vă dau un singur exemplu și vă probez cu documente ceea ce vă spun. În urmă cu 2 ani și jumătate am pus la dispoziția Guvernului României o solicitare, dar și o soluție
Le-am spus, închideți regia de activități nucleare de la Severin pentru că nu are niciun viitor. N-a luat nimeni niciun fel de decizie până spre sfârșitul anului trecut. România a pierdut 1 miliard de euro, da, numai pe acel obiectiv economic. 1 miliard de euro. Da? Venisem cu soluții la cheie, cu proiecte economice, închideam 2000 de locuri de muncă și cream 7000 de locuri de muncă noi acolo. Tot ce vă spun este demonstrabil. Aveam finanțări europene, aveam finanțări private. Personal m-am dus în Europa să aduc investiții aici. Pentru că trebuie să mă gândesc numai la prezentul tulbure pe care îl au oamenii pe care îi reprezint eu, trebuie să mă gândesc la alternative, la soluții economice și sociale corecte pe care le putem pune împreună în practică. Presupun că a fost vorba de rațiuni electorale care au dus la continuarea agoniei, da. Electorale. Are cuvântul domnul Toma, urmează ce... Da, eu vreau doar foarte scurt să-mi exprim faptul că plec mai liniștit de aici. Adică, în primul rând, vreau să mulțumesc doamnei senator Gabriela Crețu că este un actor vigilent și că voința politică la propriu se exprimă totuși și mă simt reprezentat. Și de asemenea vreau să mulțumesc domnului Lucian Cernat că m-a liniștit cu privire la studiul de impact durabil care se face, deci ați luat în calcul chestia asta. Sigur că sper să fie gata înainte de a se semna acordul. Da, mulțumesc. Ciprian Ciucu, vă rog. Eu o să am un comentariu poate un pic mai politic, deși poate nu ați accesat de la mine, în relația cu Statele Unite. Nu pot să remarc că P-ul de la denumirea acordului din COAD vine de la parteneriat. Și e puțin ciudat să vorbim despre acest parteneriat și dacă veți fac o legătură între acordul de parteneriat dintre UE și Republica Moldova sau Georgia, s-au propus astfel de acorduri de parteneriat și ei au primit și, cel puțin Republica Moldova a primit și ceea ce se cheamă free visa. Adică vorbim despre acordul de parteneriat, un acord comercial cu Statele Unite și mi-aș dori, nu știu, ca poziția României cel puțin să fie mai accentuată pe acest subiect, pentru că e puțin jenant, după părerea mea, să vorbim despre un asemenea acord și să nu vorbim și despre libera de circulație și a românilor în Statele Unite, nu numai în Europa. Mulțumesc. Dacă mai există alte, domnul director, vă rog. Mulțumesc frumos. Am văzut că sunt multe aspecte așa negative în ceea ce privește guvernul ăsta al României vis-a-vis de TTIP, probabil că și pentru alte aspecte. Aș vrea numai să menționez atâta că în momentul când mandatul de negociere al Uniunii Europene, al Comisiei Europene pentru acest acord TTIP s-a negociat și foarte dificil a fost, mai ales în adoptarea lui, care s-a terminat undeva pe la 1 noaptea, România a fost prima țară care a spus ca în acest acord să fie un element și un capitol de energie, la care ulterior s-a raliat Polonia. Mai mult decât atât, România a fost prima țară, apropo de mandate, de chestii de astea, în care, în ceea ce privește trade instrument, trade defense instruments, adică măsurile de apărare comercială. Acesta este încă un element și un capitol pe care, la care România a fost prima care a spus acest dialog trebuie să fie cât mai nuanțat și cât mai profund vis-a-vis de relația cu Statele Unite, pentru că pe măsuri de apărare comercială, în principal antidumping, avem niște abordări un pic diferite. Și deci România nu numai că nu a activat acolo cu mare determinare, dar a pus în respectivul mandat cel puțin două subiecte care acum se discută, mai puțin cel de-al doilea cu TDI-ul, într-adevăr, dar energia rămâne exemplar pentru ceea ce am gândit la momentul ăla când nu se gândea, de fapt nu era în discuție chestiunea cu energia. În ceea ce privește, mandatele noastre de negociere sunt aprobate de către, de obicei, de regulă, ministru și, bineînțeles, de domnul premier. Și atunci de cineva are nevoie să vadă cum vedem noi chestia asta, cum ne prezentăm acolo, noi suntem deschiși pentru orice discuție, pe orice element al TTIP-ului. Bineînțeles, în având în vedere confidențialitatea unor date pe care, bineînțeles, că nu le putem noi negocia cu dumneavoastră. Cei care să deschidem așa ceva, dar când, deci de obicei, când cineva zice veniți și prezentați-vă poziția,
cu mare drag, cu mare plăcere și cu mare determinare, inclusiv astăzi și oricând. Îi mulțumesc. Scuze, dar nu mă pot abține de la această mică replică și răutăcioasă. Să știți că noi, la Comisia pentru Afaceri Europene, sub semnătura mea, v-am invitat de cel puțin 5-6 ori și nu s-a prezentat nimeni, sau reprezentarea se poate chema subreprezentare și n-am înțeles nimic. Cred că ar trebui să facem o diferențiere între cele două paliere despre care dumneavoastră discutați. Palierul celor care dețin secretul lui Polișinel și îl apără cu ființa lor și palierul cetățeanului simplu, lângă care mă așez și eu, cu permisiunea dumneavoastră, care are nevoie de informații pentru chiar cu dorința interioară de a apăra niște cauze care sunt mai presus de înțelegerea celui mai simplu cetățean. Câtă vreme nu avem informații, nu vă cere nimeni detalii de negociere, știm fiecare în parte ce înseamnă să negociezi, da? Dar liniile generale, obiectivul final pe care ți-ai dori să-l atingi. Am aflat că până la finalul 2016 ne dorim cu toții ca aceste negocieri să fie încheiate. Iată o veste bună. Iată o veste bună pe care o putem, nu în ceea ce te privește pe tine, da, asta e partea a doua, Mircea, în ceea ce mă privește pe mine e ok și poate la un moment dat ne confruntăm între noi. O, mă, da, dăm și vești. Pune, uite, o să organizăm noi această dezbatere, ca și Comisie pentru Afaceri Europene, ne așezăm la masă și discutăm. Și atunci, poate, o bună parte din secretele necomunicate de către guvernul României fost și actual, cei drept actual, nu au avut timp să se dezmeticească, dar presupun că dumneavoastră ați fost în ambele sau sub ambele, vor fi și subiecte de dezbatere pentru noi și vom face un pas înainte. Și atunci nu ne vom mai bucura că ne dă lumină domnul Cernat de la Bruxelles. Poate nu-l luăm de acasă, din minister. Eu aș vrea să apreciez totuși deschiderea de care a dat dovadă domnul director Dinuță. E pentru prima oară când într-o dezbatere publică aflu realmente informații, iar cea cu insistența României pe capitolul energie e o informație pe care o aflu după 3 ani, nu? Acum 3 ani cred că s-au petrecut lucrurile. Nu mai bine mai târziu decât niciodată. Poate că ar trebui să ne transformăm din site de informații online în almanah. Știți că îl apare o dată la 3 ani, deci n-ar fi foarte întârziată informația, ar fi cu 3 numere, în urmă e ok, e acceptabil. Nu. Dincolo de ironie, apreciez deschiderea dumneavoastră, consider în același timp că ceea ce a spus doamna Andrei sau domnul Costin, îmi cer scuze, nu știu cine, a formulat invitația ca ministerul sau guvernul să organizeze o dezbatere publică, cred că e un lucru perfect pertinent. Dacă el se va întâmpla însă la Senatul României, nu e niciun fel de probleme, atâta timp cât de acum încolo vom avea cu adevărat dezbatere, cu input de informații de la decidenți. Și mai spun un singur lucru anecdotic. Cred că pe parcursul unui an calendaristic 2014, sper să nu greșesc, au fost 4 secretari de stat în același an care s-au ocupat de acest domeniu. Nu le pot da numele, ideea e că niciunul dintre ei nu a apucat fizic să studieze domeniul. Vă mulțumesc mult pentru participare, chiar simt că a fost o discuție extrem de fructuoasă. Le mulțumesc foarte mult celor doi invitați veniți din Marea Britanie, din Statele Unite, domnului Cernat pentru efortul de a aduce aceste informații, doamnelor senatori și membrilor societății civile, și îmi exprim speranța că o astfel de dezbatere realizată pe bază lunară, că e vorba de dezbatere organizată de minister, de senat, de parlament sau chiar de societatea civilă, ar clarifica multe din semnele de întrebare pe care și noi ca ziariști și dumneavoastră ca membri ai societății civile le avem pe acest subiect. Mulțumesc încă o dată!